O să începem cu maneta din partea stângă, foarte important, da? Okay. Și acolo avem blocul pentru lumini, da? Adică de unde să aprindem luminile, și pentru semnalizare. Da? Okay. La fel, asta diferă de la mașină la mașină. La da, unele, unele se află aici, comutatorul în bord, da, da, da. Exact, dar vorbim acum concret pe mașina aceasta. Bun. Și avem un felul următor. Prima poziție, învârtim de capul la maneta asta, avem lumina de poziție. De poziție. Poziție. Okay. Lumina albă pe față, roșie pe spate. Da? Unde folosim lumina poziție? Păi pe drumurile publice neiluminate, da? Când staționăm, să fim văzuți de ceilalți participanți la trafic, ok? Da. Este lumina de intensitate mică, adică să fii văzut, să nu-i orbim pe ceilalți participanți la trafic. Dar în aceeași măsură să fim văzuți de ceilalți participanți, ok? Okay. Încă o dată învârtim de manetă. Bun. Vedem acolo pictograma unui far, așa, cu razele în jos. Da? Este faza scurtă a mașinii, okay, sau faza de întâlnire, se mai cheamă. De ce de întâlnire? Păi când mergi la drum și vine cineva de pe contrasens, să nu stângenim cu lumea. Exact, să nu-l orbim pe celălalt participant la trafic. Bun. Mai avem un fel următor, imediat o să-ți explic. Da? Avem faza lungă sau faza de drum. Uite. O avem aici cu albastru, ok, da. Da? Și vezi că e pictograma unui far cu razele în sus. E faza lungă sau faza de drum, se mai zice, da? Și comutăm după faza lungă pe faza scurtă în felul următor. Dacă dai spre bord, da, este faza lungă, okay, trage tu de manetă ca să te obișnuiești cu ea, mâna pe volan, așa. E, acolo este faza scurtă. De exemplu, dacă mergem la drum și întâlnim, mergem cu faza lungă și ne vine cineva de pe contrasens, de la okay, cel puțin aproximativ 200 de metri, trebuie să comutăm pe faza scurtă. De ce? Tocmai cum ai zis tu mai devreme, ca să nu-l orbim pe ceilalți participanți la trafic de pe contrasens. Perfect. Okay? Bun. Ce mai avem aici? Mai întâlnim luminile de ceață ale mașinii. Uite, învârtim de inelul ăsta și uite aici avem pictograma. Uite-o jos acolo. Da? Spatele okay, mașinii cu raza în spate, așa. Avem luminile de ceață ale mașinii. Orice mașină are așa ceva pe spate. Da? De exemplu, mașina aceasta în dotări nu are pe față lumini de ceață. De obicei, proiectoarele sunt luminile de ceață pe față. Okay. Noi nu avem aici, dar pe spate obligatoriu orice, orice mașină. Exact, okay, să fii văzut pe timp de ceață, de unde și denumirea luminile de ceață. Ok? Bun. Pentru oprire avem un fel următor. Învârtim de cap manetă și îl ducem la off-acul. Off, okay. Da? Bun. Hai să iau eu contactul. Bun. Ce mai întâlnim pe maneta asta? Am zis luminile și semnalizarea. Da? Semnalizarea se execută în felul următor. Da? Apăsăm pe manetă, avem stânga semnalizare. Stânga, okay. Da? Ținem mâna pe volan în felul următor și semnalizarea se dă cu degețelul. Da? Deci nu luăm mâna de pe volan. Mâna frumos pe volan și dă cu degețelul, da? Am zis că stânga este în jos, pune tu mâna acolo. Așa. Revenim la jumătate, este oprit. Oprit. Încă o dată în sus, semnalizare avem dreaptă. Semnalizare dreaptă. Perfect. Pentru orice manevră care o facem, trebuie semnalizată și asigurată, da? Okay. Deci nu facem... Ce înseamnă manevră? Păi uite, de exemplu, dacă plecăm acum de pe loc, trebuie semnal, asigurare și ne punem în mișcare, da? Ne oprim pe dreapta, este o manevră. Semnalizare, asigurare, frumos, da? Deci o să te bat la cap de la început până la sfârșit cu semnal și asigurare în tot ceea ce facem, ok? Ok. Atenție, pe semnalizator aici mai avem o funcție confortii, să zice, da? De exemplu, dacă ating puțin de manetă, o să facă de 3 ori semnalizarea și se oprește singur. De obicei, acum la început, mai mult vă încurcă pe voi, dar o să zic, lasă semnalizarea în pace, că o să se oprească singur. Adică ceva de genul, da? Dacă am atins de ea, o să facă semnal dreapta de 3 ori și se oprește. Dacă ating și în jos spre picior, e semnalizare stânga. Da? În confortul ca să nu mai stai din nou să revii, exact. Okay. Ok. Exact, da? Asta este te ajută. Este utilă, dar este... la început... Mai mult te încurcă. Okay. Este okay, utilă undeva mai la viteze mai mare. De ce? Păi fiind viteza mare la mașină, până semnalizează ea, deja ți-ai terminat manevra.
Okay? Ok? În schimb, semnalizatorul să ține pe tot parcursul manevrei care o execuți. Adică, gen, te duci la dreapta, ai dat semnalul frumos, ai parcurs manevra, ai te-ai încadrat cu răspunzător, atunci oprim semnalizarea. Okay. Deci trebuie să fie dată tot timpul. Ok? Pe tot parcursul execuției. Exact. Bun.